Echipajele medicale au fost solicitate ieri la un accident de circulație produs pe DN1C între localitățile Satul Lung și Șomcuta, județul satumare. Mare. Din primele informații venite de la fața locului, un biciclist în vârstă de aproximativ 75 de ani, care circula spre Șomcuta Mare, a efectuat un viraj la stânga în moment în care a fost lovit de un autoturism înmatriculat în Italia. În momentul în care biciclistul a intenționat să vireze la stânga, autoturismul a intrat în depășire. În urma impactului, biciclistul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare. Un șofer de pe un tir înmatriculat în Ungaria a fost cel care a anunțat producția a evenimentului de circulație la 112.